cuvine cuvântul Domnului în Ioan, în capitolul 13, noi vom citi 4 versete, de la versetul 21 la versetul 25, 1045, pagina Sfântă Scriptură. După ce a spus aceste cuvinte, Iisus a turburat în Duhul Lui, a mărturisit și a zis: adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ucenicii se uitau unii la alții și nu înțelegeau despre cine vorbește. Unul din ucenici, acela pe care îl iubea Iisus, stătea la masă culcat pe sânul lui Iisus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Iisus. Și ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Iisus și i-a zis: Doamne, cine este? Amin. Este important să înțelegem că oamenii care au stat lângă Domnul sunt oameni de la care avem ce învăța. Pentru că au avut cel mai bun învățător care a fost vreodată sub soare pe fața pământului. Un învățător perfect. Un învățător care învăța și atunci când tăcea din gură. Un învățător care își pregătea predicile pe genunchi, stând pe munte, toată noaptea rugăciune, și a doua zi de dimineață când venea vorbea cu putere, oamenii erau tămăduiți de bolile lor, în sufletele lor și în trupurile lor, și Iisus Hristos, Domnul, și-a ales 12 ucenici cărora le-a transferat puterea, toată puterea care a fost dăruită de Tatăl Domnului nostru, și apoi acești oameni cu puterea aceasta au plecat în toată lumea. Ultima seară în care Domnul a stat împreună cu ucenicii era acea joi seara, ne numim Joia Mare, când o sărbătorim, noi o comemorăm. A fost acea seară ultimă în care s-au adunat împreună, nu cu cei 70 de ucenici care au mai avut, nici cu cei 120 care au fost umpluți cu Duhul Sfânt la Rusale, ci cu cei 12 intimi, cei mai aproape de El. S-au adunat împreună ca să serbeze Paștele iudaic, mielul, pascal, și apoi Iisus a făcut ceva ce ei nu s-așteptau. Dar ei veniți să spune Biblia certați. Veniți să certați pe drum, că mereu l-au auzit pe Domnul că El va pleca într-o zi. Și dacă pleacă, El trebuie să rămână vreun șef. Și fiecare s-a gândit cine ar putea să fie șeful respectiv. Și erau certați. Domnul le-a spălat picioarele spunând că cine vrea să fie șef trebuie să fie slugă primat, robul tuturor. Le-a dat o lecție grozavă: eu vă spăl pe voi pe picioare. Nu au vrut la început, au zis: Doamne, dar nu-i corect, nu-i bine așa. Tu ești învățătorul nostru, tu pentru noi ești cineva. Cum să ne speli tu pe picioare pe noi? Și a spus Iisus: e o lecție pe care eu vă învăț. Dacă aș ști aceasta și mai mare lumii, aceștia care ne conduc, că niciodată nu poți să slujești cu pumnul, ci întotdeauna trebuie să slujești prin exemplu, făcându-te oamenilor în așa fel încât să fii iubit de ei prin slujire. Nu preș, nu covor, nu om care trebuie să fie călcat în picioare, ci om care să poți să dai din tine ceea ce ai mai bun. Și cu iubire să te duci înaintea oamenilor. Nu despre asta vreau să vă spun astăzi, că s-au împăcat, le-a fost rușine. Acum iar erau din nou tulburați. I-a tulburat Domnul dintr-o dată. Era bucuria aceea, 12 oameni stând la masă, începuse Domnul să se roage pentru ei, începuse să spună lucruri frumoase: eu plec din lumea aceasta, voi veți rămâne și veți face așa o lucrare deosebită, voi ruga pe Duhul Sfânt să vină, Tatăl să trimită Mângâietorul peste voi și va fi bine. Și dintr-o dată bomba. Dar unul dintre voi, zice, mă va vinde. Unul dintre voi n-a venit singur la întâlnirea de astăzi. Unul dintre voi a venit cu diavolul după el, în el. Și s-a tulburat dintr-o dată. 12 ucenici a avut Iisus. Unul a fost trădător, l-a vândut cu 30 de arginți. A avut 3 care au fost mai prieteni cu Domnul. Petru, Ioan și Iacov. Aceștia 3 vedem câteva situații deosebite. Iisus și-a strântat cercul. Din 12, 3 care a avut mai aproape. Și din ăștia 3, unul este mai aproape. Mai aproape. Cel mai aproape de Domnul. Ucenicul iubit al lui Iisus Hristos. Ioan nu spune: eu sunt Ioan, ucenicul acela, dar mereu ne lasă să înțelegem în Evanghelia lui, dacă o citiți acasă, că nu-i lungă. O să vedeți mereu că apare acest cuvânt, ucenicul pe care îl iubea Iisus. Pe toți îi iubit Domnul, dar pe unul îi iubit mai tare. L-a iubit mai tare, pe ucenicul cel mai tânăr dintre ei. N-ai vrea să spună Domnul că iubesc pe tine cel mai tare dintre toți din biserică. Și mă rog din toată inima ca să o auzi. Să spună Domnul: eu te iubesc pe tine cel mai tare dintre toți. Tu ești ucenicul meu iubit, toți sunt lângă mine, dar tu ești cel mai aproape de mine. Tu ești lângă inima mea. Acest mesaj vreau să-l aduc tuturor, fraților mei, prietenilor, ascultătorilor. Ce înseamnă să fii ucenicul iubit al lui Iisus Hristos? Noi căutăm mereu iubirea cuiva și spuneam tinerilor că există în noi, pe lângă celelalte nevoi pe care le avem, nevoia de a fi iubit. Nu vedeți noastră copiii ai noștri de acasă când se plimbă pe lângă noi, să gudură pe acolo, mai să le dai. Dacă e sărutat, trec peste bănci, dau cu capul de masă, nu mai contează, intră în vitrină de fericit. L-ai făcut fericit.
Dacă nu-i aduci nimic, numai să-l săruți, să te iubește tatăl, mă spui câteva cuvinte, îl mângâi și pleacă și n-ai treabă că-l toată ziua. Avem nevoie, e scris în noi asta, de a fi iubiți. Căutăm iubirea la soț, la soție. Căutăm iubirea la copii. Mereu dorim să simțim că suntem iubiți. Suntem trădați după aceea. Ne trădează. Iubirea aceea s-a mai răcit. În sfârșit. Iubirea lui Iisus rămâne constantă. Acolo undeva sus. Te simți de multe ori înșelat în propria ta casă, în relațiile cu frații, cu prietenii. Trădare, trădare, trădare. Parcă dintr-o dată simți asta că un fior de gheață vine peste tine și spune unul dintre voi e trădător aici. Din toată, toată bucuria a căzut. Nu se laudă Ioan. Ce ucenicul acela pe care îl iubea și era cel mai tânăr, surprinzător lucru acesta. Cel mai tânăr dintre ei. Ce caracteristici trebuie să aibă un ucenic ca să spună Domnul despre el? Tu ești cel mai iubit din biserica aceasta pentru mine. În ochii mei tu ești cel mai iubit. Ați vrea să fiți iubiți de Domnul? Ați vrea, am vrea. Aș prefera, dacă ar trebui să dau dragostea tuturor pentru dragostea lui, aș prefera să o dau pe asta tuturor, ca să știu că numai el mă iubește din toată inima mea. Și dacă ar fi să pierd dragostea celorlalți din cauza dragostei lui Iisus Hristos, aș rămâne cu Iisus. Așa cum spuneau frații Karamazov la Dostoevski, când spunea călugărul Zosima. Când l-au întrebat ce e adevărul și dacă adevărul ar veni ceva să spună că adevărul nu e Hristos, ce ai face? Și spune Zosima, eu m-aș despărți de adevăr pentru totdeauna și aș rămâne cu Hristos. Așa aș vrea să mi se întâmple în viață, se întâmplă în viața dumneavoastră. Ca Iisus să spună pentru voi, uite, pe tine te iubesc cel mai tare, pe tine te iubesc cel mai tare, pe tine. Păi dacă pe mine, Doamne, că știu că am fost un gunoi, un om nenorocit, un păcătos, o păcătoasă, așa, pe tine te iubesc cel mai tare. Pentru că dacă eu te iubesc pe tine și tu și eu ți iert mult, și tu mă vei iubi mult pe mine. Pentru că cui se iartă mult, iubește mult întotdeauna. Probabil că ni s-o iertat puțin, de ce iubim puțin de multe ori? Ce caracteristici trebuie să aibă un ucenic al lui Iisus Hristos? Să-L iubească Domnul pe el cel mai tare. Prima caracteristică și ce s-a întâmplat cu Ioan. Vedem în Evanghelia pe Ioan, mergem prin Evanghelie. Ucenicul iubit al lui Iisus recunoaște pe Domnul în orice împrejurare. Repet, ucenicul iubit al lui Iisus recunoaște pe Domnul în orice împrejurare. În Ioan, în capitolul 21, s-a dus după pești. Înviase, Domnul auzise ceva. Măi, l-au furat, nu știm ce. Și Petru a venit cu ideea bombă. Hai să mergem după pește, mă. S-au dus după pești. Și pescuind ei nimic în noaptea aceea, pentru că spune că erau înghețați de frig și ploua și n-a avut să se falimea în total. Dintr-o dată, au auzit o voce pe țără. Copii, aveți ceva de mâncare? Adică a vrut să zică, ce ați făcut fără mine noaptea asta? Cam ce facem noi fără Iisus? Faliment. La examen fără Iisus, faliment. Acasă fără Iisus, faliment. Ce a făcut în noaptea asta fără mine? A prins ceva pești? Nu, au zis toți. De departe de acolo. Și Ioan, ce zice? Este Domnul. Nimeni n-a știut, nimeni dintre ucenicii cei care erau în bancă, niciunul nu știu că Iisus. În afară de ucenicul iubit, acela pe care îl iubea Iisus, acela l-a recunoscut pe Iisus în împrejurarea aceea tulbure în viața lor. Este Domnul. Îl iubea pentru că era aproape de pieptul lui și ascultase vocea de multe ori. Și-o ducea minte de ea în somn, acasă, mergând pe stradă, el auzea vocea lui Iisus. Pe el nu-l înșelau nimeni, nici predicatorii și nici prorocii. Pe el nu-l înșela nimeni, nu-l înșelau visătorii, oamenii care vorbeau de colo-colo, uite, aici Iisus, în biserica asta Iisus, colo Iisus. El când trebuia să meargă undeva pe drum, el știa că îi spunea Domnul, e vocea lui. Veneau și spuneau ceilalți, vină cu noi pe drumul acesta. Nu, sunt voci multe, dar eu una singură o aud bine, o știu, e vocea lui Iisus, o aud în urechi și în inimă, o aud, nu mă înșală nimeni pe mine. El îl recunoștea pe Domnul oriunde și în orice împrejurare. În cântarea cântărilor spune așa de frumos, adormisem, dar inima înveghea. Era glasul preiubitului meu. Chiar dacă se întâmplă de multe ori să moțești spiritual, să te apuce somnul, când îți vorbește Domnul știi. Se întreabă mulți, ar ce trebuie să fac mâine, poi mâine, zile acestea, oare ce îmi spune Iisus? Și vin oamenii și Doamne, vorbește pe nu știu cine și nu știu ce. Ar vrea să-ți vorbească, dacă îți vorbește Iisus, știi ce trebuie să faci. Dacă recunoști vocea Lui, dacă îl recunoști pe Domnul în orice împrejurare a vieții tale, adică când ai pâine pe masă, cum îl poți recunoaște pe Iisus? Simplu zici, în pâinea asta este Domnul. Tu mi-o dai, Doamne, și îți mulțumesc pentru ea.
Când îți privești copiii, slăvezi în ei pe Iisus. Mi-ai dat, Doamne, mulțumesc pentru ei. Te văd pe tine. Te recunosc în orice împrejurare vieții mele. Când mașina aceea care era să treacă peste mine a făcut nu știu cum, sau eu am făcut un pas înapoi, este Domnul, așa să spui cum a spus Ioan. În toate te văd pe tine, Iisuse. În toate văd mâna ta, în casa mea, în familia mea, în biserica mea, la locul meu de muncă, în șomajul meu, în ajutorul social. Tu ești, Doamne, amestecat acolo și mulțumesc pentru toate. Orice izbăvire pe care ți-o dă, nu ți-o dă lumea, nu ți-o dau prieteni, ți-o dă Iisus Hristos. Să-L recunoști pe Domnul în toate. Auzim, băi, dacă nu aveam noroc, mă, dacă nu-L cunoșteam pe X, dacă nu-L cunoșteam pe Y, dacă nu mă duceam acolo, dacă nu aveam bani, dacă nu aveam relații. Iisus, pe El să-L vezi în toate. Și mâna Lui să o vezi. Ioan a spus, pentru că eu te iubesc cel mai tare dintre toți ucenicii, eu cunosc vocea ta, tu ești Iisus, în toate te văd pe tine. De n-ar fi Domnul de partea noastră să o spună Israel acum. M-a scăpat doctorul nu știu care. Băi, e un medic extraordinar, mă, du-te la el. Și oamenii văd medici. Oamenii văd avocați. Avocat excelent. Așa m-au divorțat. Oamenii se duc la oameni astăzi și nu-L văd pe Iisus. Dacă, de exemplu, îți vii la mine și îți dau un sfat bun, tu nu o să-L vezi pe Iisus. Vă mă dat-o să un sfat extraordinar. Vezi ce înseamnă să aibă școală. Vedeți-L pe Iisus în toate. L-a întrebat un filozof cu un copac, vorbește despre Domnul tău, măi. Și a înflorit copacul ăla imediat. Așa să vezi, în toate să le vezi pe Iisus. În al doilea rând, ucenicul iubit al lui Iisus are părtășie cu Domnul. Și am citit aceste versete. Stătea rezemat de pieptul Domnului. Și la ce m-am gândit eu la asta? La inimă. Când suntem înfricoșați de ceva sau când suntem tulburați, ne bate inima mai tare. Ioan era primul care știa că ceva nu-i în regulă. Că sub masca aceasta de adâncă pace, Domnul deja avea frământarea Ghețimanului în inimă. Începeți? Știa că în curând se va duce pe munte, știa că ceva nu e în regulă. Doamne, Tu una zici ca să avem pace, să trăim în pace, să fie bine, dar ție-ți bate inima. Eu am părtășie cu tine, pe mine nu mă duci tu, eu știu tot ce se întâmplă în sufletul tău acum. Tu ești Dumnezeu meu. Aproape de El. Aceasta e poziția noastră. Aproape de Domnul. În fața Lui, lângă El. Păi, pe copiii noștri nu interesează că spun, Domnule, sunt părinții mei la biserică, dar ești departe de Domnul. Trebuie să fie aproape de Domnul, lângă El. Nu în biserică, ci aproape de El. Aproape de El. Avea părtășie cu Domnul, stătea la pieptul lui Iisus, îi auzea bătăile inimii. De aceea a strigat David disperat, Doamne, nu mă depărta de la fața Ta. Pentru că știa ce înseamnă să ai părtășie cu Domnul, să fii lângă El tot timpul. Știa că cea mai mare pierdere care poate să fie este ca să plece Dumnezeu de la tine. Aș vrea să înțelegeți aceasta și cum să o înțelegeți. Cum spune în Evrei 10:25, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât știm că lumea și sfârșitul acestei lumi se apropie puternic. Să ne îndemnăm unii pe alții, mai multă părtășie, mai mult cuvânt, mai aproape de Domnul, mai multă rugăciune, mai mult post, mai aproape de Domnul, mai aproape. Dacă vrei să fii ucenicul iubit al lui Iisus, trebuie să fii mai aproape de El. L-a întrebat un păstor pe unul, măi, zice, tu în timpul programului la biserică, tu am auzit că te-ai fost la fotbal. Mintă-i, frate, zice, mint cu nerușinare, niște nesimțiți. Nu, nici vorba, a fost la pescuit. Și ce trage acum, zice? Când oamenii sunt cu oamenii lui Dumnezeu, sunt pe baricade. Când oamenii lui Dumnezeu strigă și stau la rugăciune și tu stai acasă și dormi. Pe cum ai vrea să fii ucenicul iubit? Adică să vină Domnul Iisus Hristos și să apasă pe telecomandă și să oprește televizorul ție că tu mai ai adormit, vine și spune la ureche, tu ești ucenicul meu cel prea iubit. I-am lăsat pe toți în biserică acolo și am venit după tine. Te iubesc de nu mai pot. Nu s-a dus și s-a deplasat după Toma. Țineți minte, duminica Tomii. Nu s-a dus și... Unde ești Toma? S-a plecat. Nu i-a lăsat pe ceilalți. Acolo a venit și a doua duminică și a dat binecuvântare. Acolo, în locul acela. Dacă vrei să fii ucenicul iubit al lui Iisus, să ai părtășie cu Domnul. În al treilea rând, ucenicul iubit al lui Iisus se identifică întotdeauna și în orice împrejurare cu Domnul. În Ioan 19:26, cunoașteți cu toți aceste versete, fugiseră toți de la răstignire. De aceea spune fratele Traian Dorz în cântarea lui, căci mulți au stat cu el la mese, dar prea puțin au tras la juc. Noi te iubim, Doamne, cu tine, Petru, tot să se lepe de tine, eu rămân. S-a pus crucea sus, l-au ridicat acolo pe Golgota. Și cine era la crucea lui Iisus? Când a văzut Iisus pe mama sa și pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău.
toți plecaseră dintre ucenici, numai ucenicul pe care îl iubea cel mai tare era acolo. Le-a fost bine la ucenici 3 ani și jumătate cu Domnul. Ori văzut minuni, ori mâncat bine, ori trăit bine, fost respectați. Petru și profitat când i-a fost bolnavă socra, l-a luat pe Domnul drept la socra sa acasă. Cât ori putut ori trați de pe Domnul, toți. Au văzut învățături, când i-a fost la Domnul greu, ce-au făcut? Ne suntem ucenici de duminică, de vreme bună, de primăvară, nu de iarnă. Nouă, când ți-e greu, Doamne, noi plecăm. Din 12 ucenici, unul l-a vândut, 10 ori fugit și unul a rămas la cruce. Unul a rămas la cruce. Nu i-a fost rușine acolo lângă Domnul. Nu i-a fost rușine nici în curtea marelui preot, în templu, când a intrat lângă templu acolo. Nu i-a fost rușine să stea lângă Domnul. Nu i-a fost rușine când a fost Domnul scuipat să identifice cu el în fiecare clip. Nu i-a fost nici frică că poate să moară dacă îl vede cineva. N-ai fost și tu cu el. Păi răstigniți-l și pe el. Mai puneți o cruce, că sunt destule. Nu i-a fost frică de moarte. Auzise mereu aceeași predică a Domnului. Cine mă iubește pe mine și vrea să vină după mine, trebuie să se lepede de tot ce are. Să-și ia crucea și să mă urmeze. El a luat de bună predica aceasta și nu a fost nici rușine. Ce cauți tu între 4 femei? 4 femei erau la cruce și el. Ce cauți tu aici între ele, între femeile astea? Parcă e rușine, Domnule, m-aș duce în biserică, numai femeie este acolo. Dar e așa, pentru că așa au fost la cruce, oameni buni. Tu la 4 femei, un bărbat și în biserică astăzi. Nu vede, duceți-vă în biserică ortodoxă, duceți-vă în cea catolică și veți vedea că proporția aceasta se respectă. Știa că acum Iisus e la greu și care nevoie să fie cineva acolo, lângă el. Știa că ucenicii lui Iisus sunt la greu. Mama lui era la greu și s-a oferit. Doamne, dacă tu pleci pe pământul acesta și ești acum în cuie, bătut, și mama ta, Maria, este bătrână, eu iau la mine acasă dacă tu spui asta. Fac tot ce trebuie, eu sunt cu tine una. Și la greu și la bine. Am fost cu tine când am stat pe pieptul tău, ne-am bucurat împreună la mese, dar acum sunt cu tine și la cruce. Întotdeauna cu Domnul, și când îți merge bine, și când îți merge rău. 2 categorii de oameni vedem astăzi care se lasă de Domnul. Când le merg bine, se umflă și uită de Dumnezeu. Și când le merg rău, ce Dumnezeu ăsta, Domnule, dar nu-i pasă de mine. Auzi, și sărac, și amărât, și nenorocit. Și fără Dumnezeu, și fără pâine pe masă acum și de toate. Și mult să lasă Dumnezeu, se lasă. Că n-am nevoie de un Dumnezeu care să nu-mi umple de saga în fiecare zi. Nu se poate. Nu se poate. La rău sau la bine, noi să fim cu Domnul. Avem atâtea probleme, atâtea frământări. Ucenicii lui Iisus au probleme și noi tăcem din gură. Eu am puterea să spun, nu-mi interesează pe mine mama lui. Nu! O iau la mine acasă. Ar trebui să plângă inima noi când un ucenic al lui Iisus suferă. Când are probleme, că Dumnezeu de multe ori îngăduie peste noi necazuri, suferința, întristarea. Am stat și m-am gândit, zilele acestea m-au frământat o problemă. O boală nouă în bisericile noastre. Și o spun cu toată tăria, o boală nouă în biserica noastră. Printre femeile pocăite, în mod special la femei, se manifestă lucrul acesta. Crize puternice, depresie. N-aș știu ce l-a apucat pe colegul meu, pe Luigi, să vorbească despre depresie, urmă cu vreun an sau doi, până în Austria, pe acolo. Până m-am dus eu să văd. Și am zis, domnule, e Austria treaba asta. Și vin în biserica în România și dacă stai de vorbă cu din 10 surori, 100% e depresată. Cine bărbați? Depresivi. Oameni care cad nervos. Nu mai văd niciun fel de ieșire. Trupul se nenorocește. Scade calciul, magneziul. Nu se mai poate face nimic. Umbre călătoare. Oamenii Dumnezeu umbre. Gata, am zis, mă apuc să învăț. De unde vine depresia? Ce e cu ea? Mă apuc, am învățat la școală. Am citit zilele astea cărți. Ascultați mai puțin ce spune doctorul Karl Menninger, om nepocăit. Unul dintre mari psihologi ai Germaniei. Spune felul următor. La mine, zice, vin o grămadă de femei cu spasmofilie. Vin bătute, nenorocite, lovite, depresate, n-au chef de nimic. 90% din bolnavii mei sunt femei, spune, pe care le tratez, de boala aceasta. Și l-a întrebat un student într-o seară la o conferință. Domnul profesor, ce ar trebui să facă un om care simte că are o cădere nervoasă? Putea să zică, mergeți la un psihiatru. Se spună femeii respective sau bărbatul respectiv că dacă are o cădere nervoasă, să meargă la un coleg, iar nu eu, la un psihiatru. Că știu psihiatrii ce să facă, că de asta îți plătiți. Ca să ridice omul din starea depresivă în care se găsește. Dar zice, nu spun asta.
un om care are o cădere nervoasă a trebuit să meargă să-și încuie casa, să încuie casa lui proprie, să-și încuie casa, să plece pe drum, să se ia pe drum, depresat cum e, să caute pe cineva în nevoie și să ajute pe acea persoană și scapă de depresie și de căderi nervoase. Pentru că spune el, și acum vă rog să fiți atenți, că nu știu dacă există boală mai egoistă decât depresia. Întoarcerea spre tine, rănile mele, viața mea, nenorocirile mele, slăbiciunile mele, neputințele mele, și spune doctorul ăsta, închide, Domne, ușa, ieși afară, umblă pe stradă, găsește un om amărât și fă-i bine și scapi de boală. Nu-i simplu. Eul e prea mare. Eul. Suntem la cruce, fiecare își vede de rana lui. Și-a spus eu, nu. Dacă trebuie ca să am grijă de mama lui, o iau la mine acasă. Mă identific cu Domnul. Ucenicul iubit al lui Iisus întotdeauna mărturisește pe Domnul. În Ioan, în capitolul 21, cu versetul 24, ucenicul acesta, care ucenic? Cel pe care îl iubea Iisus, este cel ce adeverește aceste lucruri pe care le-a scris și știm că mărturia lui este adevărată. Adică ce a spus ucenicul acesta? A spus ucenicul acesta, eu recunosc pe Domnul orice împrejurare. Știu când e Domnul și când e lumea și când e satana. Eu știu când e Dumnezeu, vocea lui inconfundabilă pentru mine. În al doilea rând, eu ca ucenicul iubit al lui Iisus, eu tot timpul sunt lângă pieptul lui, lângă el, aproape de el. Eu nu mă depărtez ca cei din lume, care sunt ucenici de mântuială. Apoi, în al treilea rând, eu totdeauna sunt cu Domnul, că îi merge bine, că îi merge rău, că Domnul are probleme, că Domnul are bucurii, eu sunt cu Iisus, pe vreme frumoasă și pe vreme mai puțin frumoasă, în prigoană, la canal, în pușcărie. Eu sunt lângă Domnul tot timpul, eu nu mă las de El, nu mă las de El nici pentru o babă bătrână cu care trebuie să mă căsătoresc în cealaltă parte de lume, pentru acte ca să câștig și să fac nu știu ce. Eu nu mă las de Domnul pentru asta. Și mărturisesc pe Domnul orice împrejurare în viața mea. Ce înseamnă să mărturisești pe Domnul orice împrejurare? Iisus mi-a făcut bine. Iisus îți poate schimba și ție viața. Iisus a spus, vino și vezi, întoarce la Dumnezeu, mă rog pentru tine. Iisus Hristos mi-a făcut mult bine, spune asta, spune două, trei versete, trăiește o viață sfântă, ajută-L, implică-te în problemele Lui. Și ucenicul acesta asta face, ucenicul pe care îl iubea Iisus. S-a dus păstorul la câțiva botezat de câteva luni de zile. Și l-a întrebat pe unul, i-a spus, vino la mine. O zis așa, de câte vreme ești mântuit? De trei luni, o zis asta. Bun, dacă ești mântuit de trei luni, ai câștigat pe cineva pentru Hristos. De trei luni de zile de când ești mântuit. La care l-a zis, nu, zice, o să câștigi pe cineva pentru Hristos, că sunt începător. Eu numai acum, zice, de trei luni de zile nu mai pe drum. Să mai vede, 20 de ani. Și zice, păstorul, că te ascultă. Când a prins o lumânare, după ce ai dat foc și chibrit, la câtă vreme aștept să lumineze? Ziceți, la vreo 2 săptămâni. Deci te urci în pod, pe întuneric, unde ți-a mai agățat ce mai rămas din porc la uscat acolo, și a prins lumânarea acum și aștepți ca peste 2 săptămâni să dea prima rază de lumină. Pocăiților, dacă noi spunem că Dumnezeu a prins o flacără noi și Iisus e lumina lumii, noi când ar trebui să luminăm? De când ne-am mântuit? Nu din prima clipă a mântuirii noastre. Și atunci, dacă a prins lumină, m-am oprit din predică pentru că nu-i bine să predici mult. Cum vrei să se numească Iisus? Ucenic iubit? Dacă spun la cei 4 copii ai mei, vă iubesc la fel, nu le plac. Dacă mă duc și spun la ureche la fiecare pătine, ce iubesc cel mai tare. Și mă duc și le spun la toți. Toți sunt fericiți în ziua aceea. Că nu pot să aleg între ei. Și așa că am să mă rog dumneavoastră să vă spună Domnul la ureche la fiecare, pe tine te iubesc cel mai tare. Tu ești cel mai apropiată de inima, cel mai apropiat de inima mea. Te iubesc de numai. Dar pentru asta trebuie să fii un om curat și să faci asta. Să te preocupe întotdeauna Domnul, să stai aproape de El, să ai părtășie cu El, să-i cunoști vocea în fiecare clipă și să te identifici cu Domnul în fiecare clipă. Că e la cruce, că e în vreme bună, că e în vreme rea. E frumos subiectul ăsta de rugăciune. Doamne, vreau să fiu cel mai iubit ucenic pe care l-ai Tu.
Îmi spunea un prieten al meu, măi, zice, eu nu mă pot pocăi acum, că zice, eu le fac pe toate grozav, la extremă, zice. Eu, zice, eu am fost în lume și sunt în lume din calea afară de păcătos. Eu nu vreau să mă pocăiesc până când o să fiu cel mai bun pocăit din biserica voastră. Eu când vin, voi fi cel mai bun. Hai mă pune el la încercare, zic. Tu zic că trebuie. Hai, dă-ți odată drumul. Și fă-ne să ne rușinăm tot de ta pocăință cât o să fie în tine atunci. Mă tot aștept după el. Tot hotărăște într-o zi să fie cel mai pocăit. Aproape când doresc să zic, hai fii mediocru ce în biserică, dar fii cumva. Nu. Ce mai iubiți să fim noi? Să zică Domnul Iisus, pe tine Mărie, pe tine Ioane, te iubești cel mai tare din biserica asta. Vreți așa? Vreți. Amin.